Bună dimineața! Bună dimineața și bine ne-am regăsit! Ne pregătim de un nou echinocțiu, echinocțiul de primăvară. L-am petrecut la Iași și din nou sunt în Iași. Uitați-vă, sunt alături de lângă teiul lui Eminescu. Este o zi minunată de toamnă. Este un soare cald și blând. Și aș vrea să vă vorbesc acum despre acest moment important al echinocțiului de toamnă. Ce înseamnă acest moment astral? Este vorba de ingresul sau intrarea soarelui în balanță. Acum încă mai avem ultimul grad din fecioară. Mâine la ora 4:54 dimineața are loc acest ingres. Ce înseamnă acest lucru? Că vom pune focusul, vom pune reflectorul din nou pe relații. Și este o legătură între fecioară și balanță. De ce? Fiindcă ascendentul acestui moment astral este în fecioară. Deci acest focus pe zona relațională se va face prin curățare, se va face prin vindecare și se va face și prin reevaluarea relațiilor pe care le avem. De ce? Fiindcă în data de 5 octombrie, Venus, care este guvernatorul balanței, va intra în mișcare retrogradă. Deja este la stația de retrogradare și se pregătește pentru acest tranzit. Este vorba de o lună în care vom reevalua, vom redimensiona, ne vom uita din nou la relațiile pe care le avem, ne vom întreba: aceste relații sunt benefice pentru noi? Aceste relații sunt toxice pentru noi? Noi ne simțim bine în relații? Ce oferim noi partenerilor sau partenerului în relații? Deci este un moment foarte important de oglindă. Eu, așa cum sunt eu, versus ceilalți, versus partenerii pe care i-am. Cum mă oglindesc în partener și cum mă văd eu ca individ și cum mă văd eu într-o relație. Venus deocamdată este în Scorpion, lucrează, sap acolo foarte adânc și va retrograda din Scorpion în balanță. De ce? Fiindcă după ce vindecă, după ce curăță, după ce reevaluează, va aduce acea armonie specifică balanței. Știți foarte bine, balanța tot timpul caută o relație, balanța tot timpul vrea să fie într-o stare de armonie și de aceea să sperăm că după acest tranzit al lui Venus în balanță, în sfârșit va veni lumină și în zona noastră relațională și vom putea să ne redimensionăm, să ne recalibrăm relațiile în care suntem. Până atunci, ce să vă spun, vor urma alte etalări, alte postări pe pagina mea de internet, lumiistarlight.com, pe pagina mea de Facebook, Starlight Astrology și aici pe YouTube, dar înainte de a pleca, aș vrea să vă trag o carte pentru acest moment, să vedem ce mesaj primim și de asemenea mai am o mică carticică aici, este vorba de Într-un mar pentru Mesia, de Richard Bach, și o să citim un mesaj pe care îl primim chiar aici, sub acest tei al lui Eminescu, acestei al iubirii. Și haideți să vedem mesajul pe care îl primim. Este: ceea ce te preocupă și îngrijorează cel mai mult, supraviețuirea ta, este unica siguranță pe care o ai. Deci, mesajul ar fi să punem în primul rând focusul pe noi, să ne recalibrăm, să ne armonizăm, ca după aceea să putem să relaționăm foarte bine cu ceilalți. Și mai am și o carte oracol, voi trage și o carte din aceste cărți oracol, să vedem mesajul lor. Și mesajul este: zeița vântului. Vorbim despre comunicare, despre cuvinte, despre partea aceasta de analiză intelectuală. Da? Deci, balanța, știți că este un semn de aer și atunci totul va trece prin emoție. Avem această retrogradare a lui Venus din Scorpion în balanță și atunci toată această emoție pe care o alchemizăm acum va fi reanalizată, va fi regândită, ne vom pune gândurile în ordine, vom face această analiză și vom merge mai departe altfel. Să aveți un weekend minunat
și să ne revedem cu bine aici pe canalul meu de YouTube. Toate cele bune! La revedere!